Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție a podcastului seniorilor. Suntem de această dată oaspeți într-un templu al vieții culturale, al vieții spirituale botoșenene. Este vorba de acest cabinet de numismatică de la Biblioteca Județeană Mihai Eminescu și suntem în compania domnului Mihai Cornaci. Bună ziua, bine vă revedem, mulțumim că ați acceptat această întrevedere aici, un loc în care ați lucrat câte vreme, domnul Cornaci? 15 ani. 15 ani în bibliotecă, iar în acest cabinet de numismatică? 14. 14 ani. Vom vorbi, sigur, pe seama unui eveniment. Eveniment care înseamnă lansarea unui album catalog, omagiu poetului, contribuții botoșenene, un fel de opera magna, am spus eu, a domnului Mihai Cornaci, încununarea unei munci de o viață până la urma urmei, de urmărire a tuturor celor care din perimetrul județului Botoșani au scris despre Eminescu, au cântat, au desenat, au făcut manifestări culturale închinate lui Eminescu. Vom intra în detaliile acestui amănunt după ce voi pomeni de o altă lansare care a avut loc de această dată la Muzeul Scriitorilor Botoșeneni, da? Așa se numește? Da, acel perimetru al domnului Ion Iliade din centrul vechi, acolo unde a fost lansat un volum iarăși cu totul deosebit, Întâlniri de Suflet, Mărturisiri, Angela Paveliu Colaru, editora PIM de la Iași. Angela Paveliu Colaru, fiind o botoșeneancă născută la Corne, căsătorită tot prin județ, la un moment dat și pomenesc, este o specialistă în etnografie și folclor, pomenesc de doamna Angela Paveliu Colaru, ori de câte ori am prilejul, din viziunea mea pentru următorul fapt. La vremea actuală, în care avem sentimentul că nu mai avem soluții de viitor, doamna Angela Paveliu Colaru ne întoarce la rădăcini, ne întoarcem la moderația vieții țărănești adevărate, ne întoarce la echilibru și ne spune că există, cu siguranță, o soluție pentru lumea contemporană, tot mai fugărită în acest consumerism, există o posibilitate de a ne tempera așteptările, de a ne tempera consumurile, de a ne organiza viața, poate cu mai puțin, să spunem așa, deși opulența pe care, după care alergăm acum ne copleșește, va fi o soluție pentru vremurile următoare și când, dacă vom trăi cu simplitate, în natură, după reguli mai simple, după reguli mai aceleași, ca să spunem așa, nu în această schimbare permanentă, în care nu mai știm ce se va întâmpla mâine, când vom avea, să spunem, acea predictibilitate, ne va fi cu adevărat mai ușor de trăit. Deci există o soluție. Dacă noi suntem disperați, vine doamna Angela Paveliu Colaru și ne spune, nu fiți chiar cu totul disperați, mai există șanse. Și mai există o șansă, ne spune domnul Mihai Cornaci, prin această apariție editorială, momentul în care filmăm este premergător lansării propriu-zise, care va avea loc la Biblioteca Județeană, la cabinetul de numismatică. Spuneam, domnul Cornaci vine cu o altă propunere pentru viața viitoare. Citiți Eminescu, apropiați-vă de Eminescu, îmi spuneți dacă eu greșesc în supozițiile mele, citiți poezia lui Eminescu, citiți publicistica lui Eminescu, citiți pe toți cei care au scris despre Eminescu. Domnul Cornaci, sunteți un colecționar vestit de toate cele, cred că, așa cum a și făcut cu bună pricepere doamna Elena Condrei, Eternitatea Însemnărilor Eminesciene la Botoșani, care scrie prefața la această, nu-i prefață? Cum să o spun? Cuvântul autorului.
Editorul. A, am greșit eu, a editorului, ea fiind editoarea, editoarea la GEA, hai să zicem așa, dar e pe un loc de acest fel și în care explică într-un fel aplicarea domniei voastre înspre a colecționa. Și ați avut un parcurs formidabil, pentru că și aici se află, din punctul meu de vedere, spun, se află un secret. Omul poate trăi cu pasiune din aceasta mistuitoare, poate trăi frumos, echilibrat, chiar dacă toată lumea se agită, nu-i ajunge, nu mai are, iată că lui Mihai Curraci ajung toate cele, se simte bine în apele lui, chiar dacă ajungerea la acest volum a însemnat 1000 de întâmplări, le vom pomeni. Deci, domnul Cornaci, cum a fost la Coșula cu începutul, cu acea întoarcere cu vreo 2000 și ceva de ani în urmă, ca să explicăm cât de cât ambientul, că vorba aia de la Electrocontact sau de unde. Da. Vă ascultăm. În primul rând, mulțumesc dumneavoastră, atent cam totdeauna la momentul cultural botoșanean și nu numai, atenția dumneavoastră ca prin aceste emisiuni, de fapt, faceți legătura cu vestita oră de cultură din anii trecuți, să spun așa, de la postul local de televiziune și prin faptul că aceste conexiuni, iată, ora și cu astfel de întâlniri cu seniori, fac o legătură și eu știu, asigură lanțul viu al mișcării culturale botoșănene în diferite forme. Deci, eu cu prezenta lucrare nu am mare pretenție de a fi făcut mare studiu științific, aplicativ, nu știu ce, nu știu cum, dar, așa cum spuneați, în decurs de 50 de ani, purtând și întâlnind informațiile de pe piesele care le-am colecționat, diverse piese, parcurgând și asociând aceste informații cu cele obținute în cadrul marilor manifestări naționale, locale sau zonale ale domeniilor, mă refer la simpozioanele naționale, la expozițiile județiene, locale, m-au determinat că aceste informații să le pun sub un semn al comunicării. Că așa cum spuneți și dumneavoastră de domnul Cervatiuc, dacă el nu făcea istoria teatrului, poate o mai făcea așa altcineva, dar nu așa niciun caz. În niciun caz există generația care suntem, domnul Cornaci, acum înspre apus și vă întrerup publicul, spunem ceva care e gândit într-un anume fel de noi, e scris cu un anume ritm al scriiturii, e o transmitere de emoții care aparține generațiilor noastre, care am înglobat emoție. Să pun acum atâta accent. Vedeți ce explozii de cifre, ca și când cifrele ar spune totul. Nu spun chiar totul. Da. Există un inefabil al viețuirii de dincolo de aceste lucruri. Asta făceați când ați venit, că ați pomenit de teatru și de Cervatiuc. Când veneați cu expoziții în sala, în foaierul teatrului de altă dată, pe momentele pe care teatrul le-a aniversat. Lucruri care se regăsesc în acest volum, după mine, cu totul și cu totul de excepție. Vă ascultăm mai departe. Deci, iată că ați pomenit de regalul activităților de la teatru, chiar când dumneavoastră erați conducătorul instituției, dar care ați avut aplicare nu numai asupra stării de divertisment a contextului cultural la un moment dat, la o piesă de teatru, ați folosit și pauza într-un moment maxim, prin vizionarea expozițiilor din hol, prin recitalul muzical de specialitate organizat și prin prezența personalităților culturale implicate sau venite în vizită sau consumând piesa de teatru respectivă. Întorcându-mă la volumul prezent,
Deci am simțit nevoia să comunic, așa cum spuneam, de domnul Cervatiuc și să las cumva un punct de vedere al meu care să coincidă doar cu al unui colecționar simplu, dar conștient, riguros pe o axă a adevărului, mai puțin interpretabilă și, eu știu, să poată constituie în orice moment o sursă de informare pentru cei interesați, în primul rând pentru colecționari, pentru tineri elevi, pentru orice e disponibil la sfera culturală. Să o spunem apăsat, iarăși intervin. Poate părea pentru un lector la prima vedere întreprinderea dumneavoastră drept periculoasă, să-l pui pe Iorga, să spunem, sau atâtea mari personalități care s-au pronunțat într-un fel sau altul asupra lui Eminescu, alături de începători între ale poeziei, să spunem, poate fi de drept un sacrilegiu. Ei nu, ați avut abilitatea să spune, dom'le, eu nu creez ierarhii. Le-ai grupat frumos pe niște capitole la care le-ai dat titlu și cu felul ăsta te-ai protejat cumva împotriva tuturor detractorilor care vor veni și vor spune, domnule, eu știu ce au mari muzicieni sau pictori, cu cine știe ce mic spectacolaș, dar ați spus, domnule, asta s-a petrecut, ăștia au fost protagoniștii. Ai spus câte o vorbă despre fiecare, să-i așezi în context și ai scăpat masma curată, ca să zic așa, și de răuvoitori, că orice carte are și din ăștia. Deci, iată starea mea de previziune și, eu știu, posibile interpretări de acest fel care le-ați nuanțat ar fi putut să apară, însă eu accentuez că întregă materialul din conținut, de fapt, este un omagiu cu nucleul Eminescu, dar pentru care au contribuit generații, atât cei care l-au cunoscut, cât cei care au scris despre el sub diferite forme, trecut și contemporani ai noștri, eu știu, mă gândesc la doamna Nenate, mă gândesc la domnul Median, domnul Iosub, domnul Chiricheș și alți colecționari deosebiți, care unii au spus ceea ce trebuie și ce au avut timp să spună, însă alții încă nu, mai au de consumat anumite chestiuni care pot să apară așa tot ca o surpriză binevenită în momentul în care vine să dea o notă de încununare a poetului, de fapt, pentru care m-am făcut această lucrare și pentru care eu, din bunul simț și recunoașterea meritelor celor care au muncit și au transpirat înaintea mea de a dedica lui Eminescu creațiile lor, dedicațiile lor, eu sub semnul ăsta mi-am pus titlul sau numele meu mic jos la subsolul paginii ca cei sensibili să înțeleagă starea mea de apreciere față de ceilalți, iar ceilalți care nu vor vedea chestia asta, desigur, poate să fie... Să comenteze într-un fel da, sau deci altul. Este o viață întreagă, dumneata și o altă grupare, cei care ați fost, cu doamna Condrei, cu cine, George, cu Median, cu o grămadă de oameni, Valerica Țopa, din domeniul muzicii, din artele plastice, i-ați îndemnat pe cei din jur, Gaftoneanu, nu-i găseam numele, nu vedea, da, deci, la un moment dat, atât de luptător pentru cauza lui Eminescu, să spunem în această grupare, la Ipotești, doamna Ala Sainenco, face ce face și ea, Geru Dorian a făcut și a făcut și el atâtea pentru Eminescu. Să îndemnăm publicul, când mai puțin citește acum decât altă dată, să spunem, să îndemnăm totuși să revină la lectură, lumea revine la lectură, să-l vadă pe Eminescu și în latura poeziei, să nu mai vedem doar betoane, sticlă, linii drepte și să vedem frumusețea ierbii, firului de iarbă și a nu știu ce, și publicistica lui Eminescu, care ar putea sluji
prelucrat adecvat, slujit la construcția unui program pentru țara românească contemporană. Există și acum la Craiova un centru de studiere a publicisticii lui Eminescu, cu totul formidabil. Se pomenea acolo de vizita, am mai spus, într-un rând, a unui ambasador din Brazilia, care mulțumea lui Eminescu și României, bineînțeles, pentru faptul că pe baza unei teorii de construcție economică, teorii prelucrate pornind de la manuscrisele, de la publicistica lui Eminescu, a elaborat o teorie de creștere economică, Manuilescu, Brazilia a devenit o țară economică, o mare putere mondială economică. Nu vrem să vedem asta. Mă rog, dar noi îi îndemnăm. Noi îi îndemnăm, noastră culege, îți adunați tot ce a spus și cel mărunt, și cel modest, și cel mare, și cel... Veniți, întorceți-vă la Eminescu. De asta am povenit și de doamna Angela Pavelui Colaru, să ne întoarcem la natură, la puterea satului, la echilibru, îndemnul spiritualității noastre. Nu e așa, poate, hai să spunem și cum o cheamă, Raluca cu al ei proiect, care a făcut și vedem prin oraș câte o piatră pe aici, pe acolo, cu câte un vers din Eminescu, cu acele statui din parcul Eminescu. Să ne întoarcem cu adevărat la el, să trecem de această coajă a superficialității cu care îl percepem. Deci, într-un fel, la ceea ce a spus dumneavoastră până acum, deci volumul de față vine să concretizeze, de fapt, efectul lecturării lui Eminescu, a studierii lui, pentru că toți cei care sunt menționați aici își exprimă într-un fel sau altul, literar, în artele vizuale, în, eu știu, în medalistică, în insignografie, în alte obiecte, să spunem, intime de cult, cu ritul de bibliotecă, de birou, toate semne care se referă la Eminescu și sunt legate atât de personalitatea care le-a editat, cât mai degrabă de efectul produs de Eminescu în timp asupra generațiilor, cât toți regăsesc la un moment dat, eu mă întâlnesc, vreau să fac și eu ceva. Deci, iată cum ați pomenit, a venit domnul Gaftoneanu, deci o scormonit cimitirul, o scos informația din pământ, o pus-o în spațiu civic de specialitate și chiar dacă uneori mai sunt niște comentarii, dânsul a dus informația mult la realitate și a completat portretul vieții poetului în contextul familiei lui. Și asta e foarte interesant. Odată, iată, cu acest volum, eu, deci, am putut să descoper un nou portret al Haretei, deci fotografie făcută la Jean Belig aici la Botoșani și care nu era cunoscută până acum și se găsește chiar în colecția unui colaborator de-a meu, Viciriuc, de la Flămânzi, dar care când i-am atras atenția și el era conștient, am examinat această piesă, am suspicionat-o la un moment dat, după care am ajuns la București, la cel mai în formă și cel mai activ și autorizat domnul Nae Georgescu, academician, profesor universitar, când i-am trimis lui, el a validat originalitatea acestei piese și iată, dintr-o preocupare în care putem să pun o fotografie veche, cunoscută, am adus în circuitul valoric și informațional portretul, un nou portret a Harietei, care portretele ei sunt comentate la fel de mult ca și la surorii ei Aglae, dar sunt purtate în lumea obiectivă de informare, de relatare a momentelor în care au fost făcute aceste fotografii și a momentul în care noi, receptorii de azi, putem să facem conexiune cu viața lor de atunci și toate în legătură cu Mihai, că Mihai era informat absolut cu tot ce se întâmplă, chiar dacă era departe la București sau la Iași sau la
în străinătate, el era informat prin corespondență ce se întâmplă acasă, în familia lui. Și toate aceste chestiuni fac o legătură strânsă în jurul poetului, atât a contemporanilor, cât și a generațiilor ulterioare. Iată ce frumos, ce studiu a făcut doamna Nenate, domnul Iosu, domnul Gaftoneanu. Deci publicate, sau cum avem un informator viu, mereu disponibil la toate, domnul Median. El știe să scoată orice chestiune la lumină și în același timp, lucruri care nu spune nimeni, contribuția deosebită a doamnei Lili Bob, care ia în condițiile în care trebuie să facă, că e trebuie să facă ceva numai decât și face numai în domeniul culturii și tot așa, omagind cultura botoșăneană, au făcut niște chestiuni deosebite pentru care timpul e prea puțin să vorbim acum în această oră. Parcurgând paginile acestui volum, dăm și peste o seamă de amănunte cu totul inedite. Iată, doctor Zosin, pomeneam, provocat de moarte când citeam din volum, medicul Zosin, da, în care pomenește și arată și cele bune și cele mai puțin bune din acele acuze aduse lui Eminescu. Da, atât, deci mărturiile contemporanilor și asta cu dr. Zosin, un moment mai puțin, să spun, plăcut pentru Eminescu, când a fost nevoit să fie trimis de la Iași la spitalul de acolo de recuperare de la Piatra Neamț, dar și a celorlalți contemporani, deci al de Șardin, al de Bodnărescu, deci nu mai spun de Bodnărescu sau de Bădescu, Bădescu cu atât mai mult conexiuni multiple și existențiale. Și unii în epocă poate au exagerat puțin, iarăși mă întorc la doctorul Zosin și la publicistica din vremea aceea, care în ideea căpătării unui ajutor de la autorități pentru a-l sprijini pe Eminescu, au exagerat puțin, apropo că ați amintit de Bădescu, așa. A exagerat cu starea în care s-ar fi aflat Eminescu. Sora lui spune că nici de cum n-avea corpul acoperit de răni și alte suferințe, ci era într-o stare foarte bună, dar era bună intenția lui. El credea că astfel va sensibiliza, va atrage atenția autorităților să-l ajute într-un fel. Da, a fost o exprimare care noi trebuie să o înțelegem de bun cavalerism uman și între cei doi. Publicistici la Botoșani, da, da, și mai ales toate conexiunile care le-au avut ei în lungul timpului și aici la Botoșani și la București, la fel sunt momente care trebuie discutate în mod, eu știu, separat. Într-o zi să discutăm despre Eminescu și botoșănenii care l-au cunoscut sau Eminescu și contemporanii noștri care au scris atât de frumos despre el. Și de acest efort, aș spune, conjugat, domnul Cornaci, a fost o vreme în care, să spunem, în Botoșan, referitor la Eminescu, îl sărbătoream doar pe în acel premiu național de poezie Mihai Eminescu, Gelu Dorian fiind cel care l-a inițiat, l-a dus, l-a ridicat, i-a dat respirație națională, chiar și internațională, dacă vreți. Dar au apărut apoi și eforturile altor grupuri, și mă refer la Elena Condrei cu Teiul de Aur și Teiul de Argint, mă refer și la eforturile domnului Gaftoneanu de a discuta pe un alt plan, eforturile care s-au făcut în muzică, știute fiind acestea, domnul Cojocaru și domnul Palade, domnul profesor Palade, da, da. Cojocaru, văd mai înainte, profesor Gheorghe Cojocaru, cu ale lui coruri de la liceul pedagogic și care ne-a dus pe... Și însuși compozitor pe această temă.
Teatrul, să nu uit, Stelică Preda, Dumnezeu să-l ierte, director de altă dată a Teatrului Eminescu, aștepta reintrarea teatrului în circuit pentru a mai aduce și el, după zeci de ani, o secvență din Eminescu pe care o făcea el în tinerețe cu multă trecere la publicul din vremea aceea. Da, și mai adaug și eu pe Teodor Brădescu, mare actor botoșănean, care era și filatelist, făcea pictură, deci domeniul care îl colecționa, dar dacă auzea cu Eminescu, de Eminescu, străga în sala mare care era aici, avem sediu, atenție, nu vorbiți, vorbesc eu, și bătea odată din cizme, că purta cizme de cele atunci, și spunea un text despre Eminescu în cadrul unei ședințe de zi care era între filateliști botoșăneni de atunci, dar erau mulți, că veneau copii mulți, și politica statului comunist de atunci era de protejare și promovare a filateliei, având în vedere că aceasta promova într-un fel cultura. Și într-un fel cu totul adevărat, păi, absolut real. Însăși acest cabinet de numismatică pe care l-ați înființat aici într-o vreme în care, hai să-i pomenim pe inițiatori, domnul Mălinaș, doamna director vizitiv, doamna Condrei cu un rol deosebit, domnul Dogaru de la București, care a venit ca reprezentant al societății numismatice române, cum era atunci, și cu totul plăcut, surprinzător, atitudinea din Consiliul Județean, când doamna Condrei a prezentat proiectul, deci nu a fost niciun vot împotrivă, iar domnul Conțac, alții care ziceau că el e, mă rog, cu origine de șofer, nu știu, a fost un om cu minte, receptiv la actul cultural, a venit la manifestarea de deschidere a cabinetului, a vorbit foarte frumos, a plecat și supus actului cultural. Foarte frumos din partea. Sigur că da, și să continuăm. Doamna Condrei, și cu domnia voastră v-ați bătut pentru continuarea la Dorohoi, să pomenim și de acolo de ce face foarte, da, foarte frumos, deci, din partea doamnei Condrei, că a știut să lase moștenire generațiilor dorohoieni în primul rând, dar nu numai, tezaurul informațional adunat prin piesele ei, care reflectă, de fapt, activitatea ei, că toate au fost piese oferite doamnei ca premii în anumite ocazii la București, locale județiene, și care doamna le-a strâns și a făcut din ele un pachet informațional, găsind la Dorohoi spațiu disponibil și înțelegerea... La Biblioteca Municipală, cu sprijinul primarului. A, da, înțelegerea autorităților și implicarea lor, da, sigur că da, și pentru care doamna s-a străduit să edităm, ea suportând toată chestiunea, dar îngrijindu-se să edităm o medalie care să marcheze acest moment deosebit, și insigne pentru ambele cabinete, cabinetul de aici, nu am avut și aici. Mai departe, să spunem, până să trecem la partea a doua, hai să spunem, a întâlnirii noastre publicistice, în care să urmărim mai îndeaproape capitolele acestei lucrări absolut deosebite, absolut o piesă de istorie, ceea ce ai făcut dumneata. Haideți să vedem în acest omagiu poetului contribuții botoșenene, album catalog 1850-2022 de Mihai C.V. Cornaci, editura Ceea, să vedem cum ați structurat această lucrare care cuprinde în 500 și ceva de pagini mai tot ce a mișcat între botoșenenii care s-au referit într-un fel sau altul, de pe paliere mai înalte sau mai modeste, la Eminescu și au luminat asupra fațete diferite, pe de o parte din viața lui Eminescu, pe de altă parte din opera lui Eminescu, pe de altă parte din felul în care
urmașii sau și contemporanii au înțeles să se raporteze la Eminescu. Deci acum 4 ani, când încă slujeam în bibliotecă, m-am gândit să încep lucrarea aceasta. M-aș fi rezervat doar la medalistica eminesciană a județului Botoșani. Lucrând atunci cu elevul de atunci, Samuel Pascariu, astăzi student la medicină la Iași, un tip aplicat cu multiple posibilități și stare de perspicacitate, de redare, deci de tehnoredactare, am depășit faza de medalistică și am ajuns în final la concluzia că această lucrare am finalizat-o în 14 capitole structurate, eu știu, pe dimensiuni limitate fiecare. Deci, în conceptul general, ar mai fi putut fi încă 2 capitole. Unul, să spun, ipotești casa memorială sau ansamblu în general, dar am fost rezervat pentru a prezenta în actualitate ceea ce este la ipotești, o lucrare separată, deosebită și care poate să o facă cercetători și slujbașii centrului din perioada contemporană. La fel aș fi putut să mai adaug un capitol despre societățile și asociațiile culturale din județul Botoșani, care prin activitatea lor binevolă, din pasiune, din dragoste pentru poet și opera lui, au avut diverse manifestări concretizate în fel și chip care încăpeau foarte bine în conținut. La fel, trebuia să mai adaug încă vreo 50 de pagini, deci nu mi-am permis că așa lucrare are 630 de pagini și trebuie să o fac în 2 volume. Și m-am abținut din punctul ăsta de vedere, parcurgând cele 14 capitole, după cum le-am spus, Mihai Eminescu în amintirea botoșănenilor, deci vorbeam de acele personalități botoșănene care într-un fel sau altul l-au văzut pe Eminescu, chiar dacă erau mici, așa cum era, de exemplu, Iorga sau alții care nu l-au văzut direct, dar prin corespondența ulterioară au putut să se găsească în preajma poetului, fiind trăitor cu poetul în aceeași perioadă. Deci nu dezvolt mai mult domeniul acesta, pentru că iată că o sub capitol, deci numai decât o trebuie să mă opresc la frații Belig, cei care au imortalizat în arta lor fotografică atât viața culturală botoșăneană, cât și, eu știu, existența civică, că toată lumea care avea un ban și voiau amintiri mergeau la frații Belic, care inițial au avut sediu la parterul fostului teatru, de acolo unde astăzi, aproape de cinematograful, fostul cinematograf, și după aceea s-au mutat în centru vis-a-vis de Biserica Uspenia, în ultima perioadă, când atelierul lui Jean a fost preluat de fiica sa și au continuat sub aceeași notă de, eu știu, mare acurateții, fotografierea persoanelor din Botoșani. Capitolul 2, am spus în numele lui Eminescu. În numele lui Eminescu aici am adunat cei care au scris comentarii, care au făcut studii critice, care au aprofundat spre înțelegerea noastră a generațiilor de astăzi și a celei care vor veni,
au aprofundat opera prin studiu critic, aplicativ. Și acesta este un capitol destul de pretențios și nu mai aș face precizarea că valabil de a fi înțeles pentru cei care au citit biografia poetului, care cunosc viața lui Buciumată și ca atare profunzimea perioadei operei lirice, cât și opera politică destul de complexă, dar cu o reflectare profundă, corectă, sub semnul adevărului. A Eminescu nu admitea nimic în afara adevărului, lucru care l-a costat în viață unele chestiuni vis-a-vis de starea lui benefică la un moment dat, așa cum alți confrați de-a lui s-au bucurat de unele avantaje, care nu respectau adevărul. După aceea, creații literare. Creații literare, alt capitol. Deci toți botoșănenii care au scris o poezie sau un catren sau o epigramă în care s-au gândit la Eminescu, ei au o operă diversă vis-a-vis de creația lor, să spun. Dar dacă au avut și o astfel de trimitere, eu l-am prins aici. Deci, încă o dată, este operă de colecționar. Da, repet, da, să nu se ofenseze cei care poate vor să cotibă. Noi am elaborat studii critice și mă așează Cornaci alături de un tânăr la început de carieră literară. Deci, numai că domeniul creației lirice este... Deci, capitol separat. Așa e conceput. Da, uneori, dar așa ți-ai propus din capul locului. Da, deci, da. Nimeni nu ar a se supăra, nu a se simți atins în orgoliu, că uite, domnule, unde mă așează pe mine Cornaci, cel care... Lucrarea nu face o ierarhizare valorică a creațiilor literare. Deci, contribuția lor, directă sau indirectă, uneori, deci... Noi, colecționarii, suntem sensibilizați de orice chestie, care sunt colecționarii Eminescu, deci. Și nu ajungem nici în felul ăsta să știm totul, că în momentul în care m-am apucat și am văzut că găsesc atâtea informații de care eu încă nu auzisem, sau chiar de la scriitorii contemporani care au scris înaintea mea, sunt chestiuni care le-au remarcat într-un mod deosebit și nu întâmplător. Informația nu vine undeva, Dumnezeu îți dă minte să o recepționezi, dar tu trebuie să trudești, să o primești și să o aplici. Da. Deci de asta v-am spus că nu se va găsi nimeni ofensat că eu m-am oprit la unul care a scris un catren sau o epigramă despre Eminescu, că dacă am trebuit să analizăm aici, iată, pe domnul Alde Funduian, este un tip profund, epigramist deosebit și cu o manieră de eleganță comportamentală, civică, în cadrul Breslei, deosebit. El nu a scris mult despre Eminescu, dar a scris o epigramă în care a menționat un singur cuvânt. Ei, aceasta este profunzimea matematicianului, că el nu este barbu, nu este, iată, scriitorul contemporan de la tot, adică îmi scap acum, tot matematician, un tip deosebit, profund, o operă vastă, filozofică, cu exprimare deosebită, dar nu a scris despre Eminescu și n-am putut să-l includ aici. Deci nu eu am grijă lor din punctul ăsta de vedere. Eu sunt sensibil la reflectarea operei lor către Eminescu. Sigur. Continuăm, deci. Da. Tot în acest capitol am atașat concursul acela de tineri condei dedicat tinerilor creatori,
literar, concurs inițiat de doamna deputată de atunci, Viorica Frăsini, cu ajutorul domnului Gelu Dorian, cu doamna profesoară Maria Baciu, deosebit, și cu domnul Dodiță, cu suportul lui contributiv în majoritatea activităților culturale, este un capitol care merita promovat. Mai departe, deci, am ajuns la capitolul 4, limba română. Limba română, n-am putut să trec peste acest capitol fără să-l dezvolt deosebit, dar ca o chestiune a sorții, la un an după ce la 100 de ani după ce Mateevici a scris vestita sa poezie care îl detașează cu totul și cu totul în lumea creativă, o altă creatoare botoșăneană, doamna Adam, a scris la fel o poezie dedicată limbii române, pe care nu o citesc, nu avem timp, dar păcat că doamna nu a putut să mai fie în viață câteva luni ca să se bucure de faptul că creația ei dedicată limbii române, limba care de fapt ne ține unitatea națională, istoria, credința, cultura, prin limba asta. Ei să dedice o operă, o poezie limbii române, ca și Eminescu, întreaga lui operă dedicată, așa am făcut asocieri și am atașat câțiva autori botoșăneni la acest capitol. După aceea, creații muzicale, compoziții muzicale, atât compozitorii vechi cu care au fost pe perioada vieții lui Eminescu, dar cât și cei contemporani, când vorbim adineori de domnul Cojocaru și de domnul Laurențiu Paladi, care în afară de profesiunea lor se implică cu sufletul în a promova în arta, în această elegantă artă, când muzica corală, de fapt, este cea mai pură muzică și când o pui pe opera lui Eminescu, deja ai realizat maximul. Mai mult nu se poate. După aceea, la artele vizuale, la pictură, la sculptură, deci sunt capitole care am căutat ca cei în cauză, artiștii respectivi, că au fost sculptori, că au fost pictori, uneori au fost și de unul și de altul, deci pentru ambele domenii, cum am avut cazul, cu această ocazie am descoperit un bust nou la Biserica Uspenia, în pod, prin amabilitatea părintelui. L-am fotografiat și l-am adus din nou în circuitul public, punându-l aici în carte. Este o lucrare a lui Dumitru Gugoașă, fratele lui Constantin Draxin, care a murit înainte de vreme și care inițial bustul a fost adus imediat de către domnul Coșereanu într-un context anume de a îmbunătăți aspectul vizual la intrarea în biserică până a se aduce statuia actuală. Dar bustul respectiv nu era publicat și eu l-am pus în imagine fotografică și în comentariu. Aristotel Vasiliu, de exemplu, profesor de arte la Liceul Pedagogic, s-a manifestat și ca sculptor și ca pictor, l-am prins în ambele ipostaze, opera lui care este vie și înbietoare atât pe pereții de la Liceul Pedagogic, cât și în parcurile orașului prin cele două statui care sunt amplasate. Riscăm, domnul Cornaș, să fim nedrepti pe cei pe care nu vom avea efectiv timpul fizic da, în omenie, dar parcurgând așa pe repede înainte, ca să zicem așa, da, întreprinderea domniei voastre și să vedem ce va mai urma. Deci sunt multe capitole și mult dispus despre
ce urmează, m-aș opri totuși la acea chestiune de la un moment dat cu placa memorială de la Teatru Eminescu, care în final a fost găsită și care în final am putut să mă bucur să o fotografiez în situația în care a fost, iar cei responsabili, eu știu, primăria și domnul Iegner, îndreptățiți să o refacă și să o pună din nou, s-au implicat din proprie inițiativă. Felicitări pentru acest lucru. Deci ce va urma? Desigur, colecționarul nu stă, are mereu ceva de gând. Sigur, de asta am stat. Da. O asemenea lucrare, de regulă, urmează așa un timp de respiro, un timp în care să-ți tragi sufletul cu atât mai mult cu cât a fost o aventură întreagă. Da, deci această carte, la fiecare apariție, la fiecare listare, și 600, ați spus și 20 și câte de... 630 de pagini. După fiecare lectură, într-o formă, se mai ivea ceva. Da, mai fost... deci dacă aș spune că am făcut 17 listări, cineva ar putea spune, zic, bădii, din cauza că n-ai fost organizat sau eu știu ce, deci am fost nevoit să fac această succesiune nefavorabilă nici financiar, nici cu timpul, din cauza că odată că apăreau informații noi, altă dată că prin diverse conexiuni și întâmplări nedorite, după cum știți, o trebuit să fac diverse amânări și diverse... Mai lipsea ceva, mai era o fotografie, mai... Reformulări, deci încât să sper că a ieșit cu cât mai puțini erori sau greșeli. Mai corect, așa. Hai să spunem prietenii care te-au ajutat pe domnia voastră și mă refer la o reușită teribilă, anume aceea că l-ai adus pe Samuel Pascaliu Gadianu alături, nepoata de la București, de care n-am scos o vorbă noi până acum, dar fără sprijinul domniei sale, va fi fost tare nevoie. Deci mai mult că ea are chemarea, deci nu este o chestiune numai întâmplătoare că vine, băi, că uite... Sau doar o persoană care a contribuit financiar. Nu, deci ea este implicată complex cu sufletul alături. Ea însăși colecționară. Ea însăși colecționară, și membru. Un anumit grad în domeniu. Un anumit grad, deci, în domeniu, deci nu are timpul suficient să se implice mai mult, dar și este... Și cum să spun, am citit cele scrise de domnia sa, care are bucuria revederii lucrurilor trecute prin vremuri, ale lucrurilor natale, bucuria întâlnirii cu o lume mai așezată, cu o lume în care se putea prevedea ce se va mai petrece mâine, mai contemplativă, hai să zic așa. Deci, repet, nu doar un contributor financiar. Este al doilea proiect de suflet care îl susține. Deci primul cu cele 32 de medale ale scriitorilor botoșăneni, care și acolo nu am făcut noi o ierarhizare. Deci este conceptul sau viziunea scriitorilor botoșăneni, acel proiect, și ăsta al doilea, și cu disponibilitatea de a face un alt proiect în beneficiu sau pentru a sluji acest cabinet din Biblioteca Județeană. Care, iată, continuă, să lăudăm disponibilitatea doamnei Ersilia Iacob, de a fi în continuare gazdă, de a nu lăsa de izbeliște, să spunem, acest spațiu pe care eu îl numeam în debutul întâlnirii noastre, un adevărat templu al spiritualității. Ea însăși membră stăpână, ea colecționară, ea nu are timp să se implice, să facă și o lucrare de asta, dar probabil că, așa cum mi-am și sugerat, strânge și fotografiază toate informațiile că o să-ți trebuiască. Ea are capacitatea, are bunăvoința să implică,
atât cât îi permite și statutul și, actual. Și am mai remarcat de când ați intrat în tagma seniorilor cu apte în regulă, ca să zic așa, la pensie, da. N-ați obosit ca pe holul de la intrarea în bibliotecă să organizați la aniversări, la evenimente culturale, din nou panouri, din nou să vină copiii aici la împrumut de carte și să vadă aceste panouri, din nou să faceți întâlniri și cu cei tineri, această întoarcere înspre cei care vor veni, cei care vin, domniei voastre absolut lăudabilă și cu rezultate concrete. Deci omul care a lucrat în această carte formidabilă este unul din flăcăii pe care i-ai luat și i-ai îmbolnăvit de pasiunea politică. Iată, după ce am ieșit la pensie, este al treilea an când sunt voluntar în bibliotecă cu acte, ați adus aminte de aceste manifestări intime, dar iată că încă mai puteți vedea în sala de expoziții exponatul doamnei director despre însemnătatea zilei de 12 aprilie, ziua cosmonautului, când în spațiu, să spun românesc, puțin să mai gândesc la chestia asta, doamna a făcut o expoziție care se poate vedea cu piesele personale, aplicarea medalisticii cu filatelia și cu trecutul că la Botoșani a fost grupa filatelică Astrofila a doua în Europa, prin grija domnului Nicolau. Și 23 aprilie, ziua. Aici intrăm într-un context mai larg, mai specific, mai acasă, când cu siguranță se va manifesta specific. Cred că un glas de sus așa a vrut să nu mergeți într-un alt spațiu spiritual, fie vorba la Muzeul Scriitorilor, ci să veniți în da. Ziua premergătoare zilei bibliotecarului, la locul în care v-a fost atât de drag și domnii voastre și soției. Da. Am citit aici o frază formidabilă că soția v-a înțeles pasiunea, ba chiar v-a și ajutat în ce privește acuratețea textului ați avut liniștea necesară. De fapt, deci sub supravegherea ei, că la un moment dat mi-a spus, păi ai grijă ce scrii tu pe acolo. După aceea a intrat și a făcut prima corectură și, desigur, profesiunea de profesor, să spunem, de limba română, a găsit chestiuni suficiente ca să mai facă semni cu roșu. Deci acceptăm toate chestiunea și, în special, activitatea și atitudinea ei protectoare față de actul cultural și față de urmașii noștri din familie, atât pentru copii, sigur, și mai ales pentru nepoți. Și n-am mai pomenit la tehnoredactare de Iulian Moldovanu. Ei, colegul Moldovanu, desigur un slujitor al culturii, în mod deosebit, m-a ajutat în momente mai grele, când n-avea cine să-mi scrie un text, dânsuși a făcut loc, dar însuși prezența lui în cel mai sensibil loc din bibliotecă, ca slujbaș direct, acolo deja îl recomandă. Găsit colecția domnului Rogojanu. Da. Suntem unici în România. Fondul de carte deosebit. De asta, fondul de carte. Da, este un prilej pentru mine de a mulțumi, eu știu, tuturor colegilor din bibliotecă, doamnelor directoare care au fost, doamna Viziteu, doamnei Condrei, care chiar dacă nu a fost directoare în bibliotecă, a avut o contribuție deosebită prin asocierea activităților care au slujit pe Eminescu, editura aceea și biblioteca. După aceea, actualei doamnei Ersilia Iacob, doamnei Olga Romanovski, care și eu a fost directoare, doamnei Pietraru, care ea, eu știu, cu sensibilitate de la distanță, dar merită toată atenția și toată mulțumirea de a fi pomenită și de a fi slujbașă în continuare a adevărului lui Eminescu. Ea este prinsă în conținutul lucrării, la fel ca și doamna Vizitiu, ca și doamna Ersilia Iacob. Încheiem, domnul Cornaci, reluând eu ceva ce am mai citit, nu mai știu, azi noapte, tot citind la cartea domniei voastre sau cu alt prelej,
Probabil că în Rai într-un anume fel, dar se spune undeva, repet, nu știu unde, la dumneavoastră sau la altcareva, am citit că în Rai este ca în bibliotecă. Deci ce fericit, ce fericită remarcă, am spus că de data asta chiar aplicativ. În bibliotecă este singurul loc în care într-o zi să nu fie pomenit Eminescu, deci vrând nevrând. Plus că activitățile care vin să concure la vârf de sarcină, ocazional contactul cu generațiile, cu clasele care vin în vizită la Biblioteca Județeană, avem acolo cartea de impresii cu fotografii din decursul anilor și care, trecând prin ea, de fapt, ne bucurăm că există aderența generațiilor diverse. Sigur. Să vină, să stea un moment în Biblioteca Județeană și toți vin și la secția de copii, la secția de adulți. Încheiem spunând, dacă vreți să vedeți cum e în Rai, veniți la bibliotecă. Mulțumesc foarte da, mult! Mulțumim de vorba! Vânt bun în lume! Da, mulțumim tare mult și dumneavoastră! Italia, cu siguranță va ajunge și la românii de dincolo. Ai o întrevedere și cu Vania Tudori aici și cu atâți alții care sunt plecați. Cu siguranță acest volum va trece prin timp, va fi din hârtie făcut, dar va fi o piatră rezistentă. Mulțumesc pentru starea de perspectivă care v-a dat, eu știu. Pentru altarul spiritualității românești și botoșenene inclusiv. Mulțumesc, felicitări pentru Mulțumesc. Să stai să te apleci 600 de pagini, să ai răbdare, să te cuprinde năduful, să o iei de la capăt și totuși să fii convins că faci o faptă bună care te va păstra în timp, pentru că eu mai veneam aici cu un gând, acest cabinet este o victorie asupra scurgerii timpului. Într-o lume ca cea de azi, în care un clip publicitar să pierde mulțimea imensă a altor imagini, ceea ce e într-o medalie, într-un timbru, într-o plachetă, rămâne. Felicitări încă o dată! Da. La mulți ani, domnului Mihai Corbaș! Vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră care o dați în special în șir culturii și actului cultural botoșenesc. Mulțumim, suntem împreună, se vede că asta e misia noastră să facem. Mulțumesc și colegilor din compartimentul tehnic care ne va sprijini până la capăt. Aceasta a fost încă o ediție a podcastului seniorilor. Să ne vedem cu bine. La revedere!